bucuria, veselia, izbânda și ajutorul și tot ceea ce doriți dumneavoastră, biruință pe cale, ne putem bucura de ele doar prin Harul lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Am privit aici astăzi la dumneavoastră de când am venit, am văzut frați din Franța, din Germania, am înțeles, eu mai știu de pe unde, de România, am venit și am stat și m-am gândit, nu știu dacă fratele Cipras a venit, dacă aș sta să caut astăzi, să dau telefoane pe aici prin Italia, să văd care biserică mai avut atâția frați din atâtea părți, cred că numai aici la Monța. Și pentru asta zicem slăviți să fie Domnul. Mi-aduc aminte de o soră văduvă, a rămas văduvă cu 6 copii și frații biserică au ajutat foarte mult, având copii mici. Și ea a învățat pe copii și spunea următoarele: a venit Domnul Iisus pe la noi și uitați, ne-a adus mâncare. A venit Domnul Iisus pe la noi, ne-a adus îmbrăcăminte. Copiii au crescut mare, au ajuns să câștige și ei pâinea aceea de toate zilele și la un moment dat, unul dintre cei mai mici care încă nu era angajat, zice, mămica, dar nu mai vine Domnul Iisus pe la noi. Dragii mei, eu văd că pe la voi vine Domnul Iisus. Aleluia! Familia aceasta a înțeles un lucru, că atunci când intra în casa lor Domnul Iisus, le aducea fie o plasă cu mâncare, fie una de îmbrăcăminte, de încălțăminte, prin prezența fraților musafiri care le vizita casa. Tot astfel pot să spun și aici că Domnul e aici. Amin. Prin frații care vă vizitează, că ați mai invitat dumneavoastră să vă binecuvânteze Domnul. Amin. Dar văd că sunteți în atenția lui Dumnezeu și îmi doresc din inimă ochiul Domnului să fie îndreptat totdeauna spre locul acesta și spre sufletele voastre. Și mai citesc un verset de aici din Psalmul 118, versetul 23. De ce toate acestea? Pentru că biserica, pentru biserica din loc, spune versetul, Domnul a făcut lucrul acesta. Amin. Și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Dacă suntem azi din atâtea zone a Europei, este că Domnul a făcut lucrul acesta. Și este o minunăție, dacă vreți. Ultima minune, azi, duminica, dimineața, care a făcut-o în locul acesta, binecuvântat să fie Domnul. Am rămas puțin surprins la ceea ce spunea fratele Ciucuraș, că a primit un mesaj sau un bilet care spunea că frații romii sunt numai cu cântatul. Și apoi, mă rog, ceea ce se scrie acolo. E adevărat că frații romii cântă, dar cântă mai mult ca români. Dar nu sunt numai cu cântatul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De aceea, pentru că suntem aici toți în casa Domnului și s-a vorbit așa de frumos despre unitate și importanța unității, haideți să privim în Scriptură la câțiva oameni care s-au unit și au mers pe același drum. De fapt, în Amos scrie că pot să meargă doi oameni împreună fără să se învoiască. Exemplu maxim, fratele păstor, l-a citit aici, este Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl de unitate. Dar găsiți scris pe pagini Sfintelor Scripturi, la Cartea Împăraților, la Doi Împărați, capitolul 10, era un om în carul lui, cum avem noi mașinile noastre, el avea carul lui cu cai. Și spune Scripturile că Iehu a fost omul acela care ducea la îndeplinire prorocia sau profeția cuvântului lui Dumnezeu. Și în versetul 15 scrie astfel: plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și a zis: inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns: este. Dacă este, a zis Iehu, dă-mi mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Rețineți, vă rog, dacă ai o inimă curată, mergi doar cu cel cu inima curată. Amin. Dacă ai inima spălată în sângele Domnului Iisus Hristos, nu mai căuta alte anturaje greșite, păcătoase, ci unește-te cu Sfinții Domnului. Amin. Și spune aici cuvântul Domnului, versetul 16, și a zis: vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. Ei, asta trebuie să se vadă la noi. Râvnă pentru Domnul și râvnă pentru Domnul n-au acei oameni cu inima murdară, cu inima pătată.
Râvnă pentru Domnul n-au acei oameni care săvârșesc păcatul și trăiesc prin păcat. Râvnă pentru Domnul a oamenii aceia care au o inimă curată, spălată în șerfa Domnului Iisus Hristos și fie ca sângele Domnului să fie peste noi și în ziua aceasta. Amin. Citesc un cuvânt al Domnului, spus în, scris în Psalmul 119, spune Scripturile astfel, versetul 63. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine. Ce anturaj să avem, ce prieteni să avem, ce prieteni să aveți cu rorile. Prieteni cu aceia care se tem de Domnul. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Doamne, ajută-ne! Amin! Deviților, într-o vreme ca aceasta, prea mult căutăm prieteniile cu alții și prea puțin cu Sfinții Domnului. Că ei ne pun la cântare, ei ne pun la rugăciune, ei ne cheamă la milostenie, ei ne cheamă la post și câteodată dăm înapoi de la lucrurile acestea. În Psalmul 18 spune cuvântul Domnului următoarele cuvinte și mă gândesc că și acestea sunt cunoscute de dumneavoastră. 16, scuzați, Psalmul 16, versetul 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Doamne, ajută! Amin. Deci noi nu mai găsim plăcere în oamenii aceia neevlavioși. Găsim plăcere în Sfinții Domnului, care sunt oameni evlavioși. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și mai citim un cuvânt. În cartea Domnului la Ioan, Domnul Iisus Hristos vorbește următoarele cuvinte. Având în vedere că ne unim cu aceia care se tem de Domnul și păzesc poruncile Domnului, spune Scriptura în capitolul 15, versetul 10, pentru că s-a vorbit mult despre dragoste. Dacă păziți poruncile mele, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Doamne ajută! Putem rămâne în dragostea Domnului Iisus Hristos doar cu o singură condiție. Păzind sau, dacă vreți, împlinind poruncile lui Dumnezeu. Și mai departe, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, prea iubiților, haideți totdeauna să vedem asupra sufletelor noastre, să rămânem în dragostea Domnului prin împlinirea și păzirea poruncilor Lui. Dumnezeu să ne ajute! Dovedim, de fapt, că suntem un popor înțelept, binecuvântat de Domnul. Mai citim în cartea Domnului la Deuteronom, capitolul 4, spune cuvântul Domnului următoarele lucruri prin Moise, omul lui Dumnezeu. Versetul 5. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniți în țara pe care o veți lua stăpânire. De ce sunt date legile și poruncile Domnului? Ca să ne împlinim, să ne ajute Domnul. Amin. Rețineți, vă rog, a spune că eu cred în Dumnezeu și nu împlinesc poruncile Lui, aceasta nu înseamnă că suntem credincioși. Și dragii cred și se înfioară. Dar a crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă, de fapt, a păzi poruncile Lui, ceea ce dragii nu mai fac. Dar noi suntem chemați să le păzim și să le împlinim. Aceasta înseamnă adevărata credință sau adevăratul credincios. Să ne ajute Domnul. Amin. Și citesc versetul 6 despre porunci. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Doamne, ajută la aceasta! Cum vor cunoaște oamenii că de fapt suntem diversi față de ei? Prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu și prin aceasta se dovedește că suntem niște oameni înțelepți. Nu numai cum spun unii, cântare, cântare, cântare. Nu, nu! Lăsăm ce spun alții, noi și cântăm, ne și rugăm și ne hrănim sufletul cu cuvântul vieții, care pentru noi este pâinea vieții, slăvit să fie Domnul. Și de Dumnezeu din cer deschide cerurile prea înalte și toarnă peste noi din apa cea vie, din belșug, ca cine este însetat să poată să bea și să știmpe de setea sufletească. Și din inima lui vor curge râul de apă vie, cum zice Scriptura, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Amin. De aceea, preiubiților,
stând astăzi la această zi în casa Domnului, hrănim sufletele noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne hrănim sufletele noastre cu pâinea vieții. Stăm înaintea Lui la rugăciune. Stăm înaintea Lui lăudând numele Domnului în cântare. Și toate acestea le face spre slava Domnului și El le face pentru mântuirea noastră, hrănindu-ne zi de zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar, vă rog, reținem, dacă tot s-a vorbit despre unitate, să ne unim cu cei cu inima curată. Căci cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Revin la ceea ce citea fratele păstor la 1 Corinteni, capitolul 1 cu 10, unde spune cuvântul Domnului următoarele, recitim. Vă îndemn, fraților, este un îndemn, ne îndeamnă, ne împinge de la spate, pentru numele Domnului Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Și s-a spus despre vorbire, să ne ajute Domnul să avem toți același fel de vorbire. O vorbire duhovnicească, cum spune Pavel aici, în capitolul 2, și el scrie în versetul 13, 12 și 13. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar nu fi destul primești. Dar noi cei duhovnicești le primim, fiindcă sunt vorbite duhovnicește și le și înțelegem, slăviți să fie Domnul. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând. Dragii mei, mă uit și la ceas, nu vreau să se obosească nimeni în casa Domnului, dar știți ce important este să fim uniți în gând? Gândul în viața omului are un rol foarte mare, foarte important. Noi, în vremea aceasta, în general, oamenii și-au lăsat porțile libere la gândire. Fiecare gândește ce vrea, tot ce vine în minte, lasă să pătrundă, să-și facă cuib acolo. Un poet de cântare spune, păzește-ți mintea, că doar prin ea ai viață lungă sau viață grea. Când zilnic vin de dimineață, ori un înger, ori un drag, și îți toarnă moara minții, gânduri rele, o, Domnul, să ai de milă de noi. Gândul este acela care pătează inima omului. Ne păzim de a mai minți, de a mai fura, de a trăi în imoralitate, dar gândurile noastre unde aleargă? Hai să citim în Marcu, capitolul 7, ce spune Domnul Iisus Hristos. Pe când stătea cu ucenicii, de obicei când se întâmplă așa ceva, înseamnă că ori trebuie să fiem, ori trebuie depășit timpul. Acum eu n-am depășit timpul, frate. Marcu, capitolul 7, spune următoarea, versetul 20. El i-a mai zis, cine este din om, aceea spurcă pe om. Ce spurcă pe om? Ce iese din om? Rețineți versetul următor. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele și acelea spurcă pe om. Și pe noi ne cheamă Evanghelia să avem același gând. Dar chiar avem același gând? Hai să vedem dacă chiar avem același gând. Hai să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să vadă în mintea noastră ce gânduri am avut săptămâna trecută. Să vedem dacă am avut același gând. Că unul gândește la să fure, unul gândește să mintă, altul gândește să înșele, altul gândește să fie mândru, altul gândește să facă avere, altul gândește eu mai știu câte, și altul gândește să se roage, altul gândește să postească, altul gândește să facă milostenie, altul gândește să aibă un fir de legătură cu celul prin Duhul Sfânt. Și iată că gândurile noastre sunt diverse, prăștiate. Unul gândește să se îmbrace la modă, unul gândește și vrea altă mașină, altul gândește la carul lui Ilie să-l ducă în cer mai repede la Domnul. Și iată că suntem foarte destinați la nivel de gând. Ori dacă Scriptura spune așa, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Din lăuntru oamenilor ies gândurile rele, prima dată ies gândurile și după aceea faptele.
Nu prima dată faptele și după aceea gândurile. Gândesc, după aceea fur. Gândesc, după aceea mint. Gândesc, după aceea am o privire imorală, fraților, care ne împinează sufletul și spune Scriptura că dacă cineva a și poftit în inima lui o femeie, a și de-a curvit cu ea, Doamne, păzește-ne! Amin. Deci, dragii mei, e vremea să ne aprofundăm în gândirea noastră, că ne ferim într-adevăr să mai furăm, ne ferim să mai mințim, ne ferim să mai cerșim, ne ferim de păcatele acestea faptice, dar la nivel de gândire a gândului omenesc, cine călăuzește și duce? Unde duc gândurile noastre? Hai să vedem ce spune Scriptura. În Zaharia spune cuvântul Domnului următoarele lucruri. Cuvinte scrise pentru noi ca să ne corectăm viața și să avem aceeași gândire. Spune cuvântul Domnului următoarele în capitolul 7, versetul 10. Nu mă supliți pe văduvă și pe orfan și pe sărac. Și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Uită-te bine la cel de lângă dumneatare. Soră, uită-te bine la cel de lângă dumneatare. Nu gândi rău împotriva fratelui tău. Doamne ajută! Amin. Dar nu mai pot. Numai el predică. Lasă-l să predice. Nu gândi rău. Dar nu mai pot. Tot ea să conducă cântările, tot ea să se roage, tot ea e prima înaintea mea la adunare. Nu gândi rău împotriva aproapelui, fratele meu. E păcat. Citesc Zaharia, capitolul 8, ce spune Scriptura, versetul 17. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul strâng, că toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Ei, ce gânduri avem noi față de frații noștri din Paris care au venit aici? Nu mai putem noi cânta că au venit dumnealor. Ce gânduri avem noi față de slujitorii din Paris? Nu pot eu să predic că au venit ei. Și automat apar gânduri nemulțumitoare, păcătoase, rele. Și Scriptura spune că Domnul urăște astfel de gânduri rele. Doamne, păzește-ne de ele. Dar hai să ne verificăm noi ce gânduri avem. Hai să punem noi o poartă la gândire. Dacă ochii noștri nu-i mai lăsăm să umble după femeile altora, sau după modă, sau după alte lucruri păcătoase, hai și la nivel de gând să avem o poartă pe unde să intre gândurile cele bune, iar celelalte să nu pătrundă niciunul. Doamne ajută! Hai să citim în Proverbe ce spune cuvântul Domnului. Ca nu cumva să cădem să fim urâți înaintea Domnului. Capitolul 3 spune următoarele. Versetul 28 și 29. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iară și îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproape lui tău, când locuiește liniștit lângă tine. Iată de câte ori ne vorbește Scriptura și în continuare s-ar mai putea citi cuvinte în care Domnul ne vorbește despre modul nostru de gândire. Să aveți toți același gând. Doamne ajută! Dar ce gând? Că uite câte gânduri rele vin. Gândești rău împotriva fratelui, gândești rău împotriva mamei, gândești rău împotriva tatălui, gândești rău împotriva păstorului, gândești rău împotriva politicienilor și tot gândești și gândești și cura vorbește. Și eu păcătuiesc și mă spurg și mă întinesc și nu mai pot fi una cu fratele, nu mai pot fi una cu eu, nu mai pot fi una cu el mea, nu mai pot să merg în același car și dau înapoi și nu mai îmi place la adunare și nu mai îmi place cântarea și nu mai îmi place rugăciunea și nu mai îmi place Evanghelia. De ce? Pentru că diavolul a semănat gânduri rele. Doamne, păzește-ne de ele. Și vremea să ne pocăim mintea noastră, să fie o minte curată, păstrată pentru Dumnezeu Tatăl. Numele Lui să fie binecuvântat. Frații mei, știți dumneavoastră ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe și din ce cauză a venit potopul? Hai să citim în Scriptură. Geneza, capitolul 6, spune cuvântul, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Făceau fapte rele, erau răi. Și spune Scriptura. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cum gândeau oamenii atunci. Numai spre rău. Numai spre rău. Cum gândește omenirea astăzi. Numai spre rău. Numai spre păcat. Numai spre legi morale. Numai spre legi păcătoase. Da, biserica. Da, frații, da, surorile, da, cântăreții, da, slujitorii, ce fel de gânduri avem noi? Să avem și noi același gând. Era și Hristos, Doamne, Doamne ajută-ne. Amin. Pentru aceea e vremea hotărârilor drepte.
Aduceți-vă aminte de Daniel. Și ăsta s-a unit cu cineva, pentru că se vorbea de unitate. S-a unit cu ceilalți trei colegi al lui și au zis, noi nu ne spurcăm. Ce spurcă pe om astăzi? Gânduri, atenție, din inima omului ies gândurile rele. Gândurile rele spurcă pe om. A gândi rău. Te spurcă. Și Daniel a zis, citim, hai să citim versetul acela din capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese a împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familor dregători să nu-l silească să se spurce. Avea el un meniu. Evreii aveau meniul lor de mâncare și dacă mânca altceva decât ce era scris în meniu, ei se spurcau. Ei, dragii mei, oare nu tot așa și vremea aceasta? De fapt, hai să traducem, de fapt, mâncarea și meniul pe care Daniel îl avea de făcut, de servit. Și dacă ar fi mâncat din meniul celor de la Babilon, el se spurca. Pentru noi ce înseamnă a mânca? Daniel se spurca printr-o mâncare. Și noi tot așa ne spurcăm. Foarte ușor. Hai să citim în Ioan. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan că Domnul Iisus Hristos a ajuns în localitatea aceea numită Samaria, la capitolul 4. Ucenicii s-au dus să cumpere de mâncare și spune Scripturile în versetul 31. În timpul acesta, ucenicii rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică de ciunii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Atenție, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Care-i mâncarea noastră? Care-i mâncarea noastră? Este chipul viatului și învățătura chipului viatului de afară? Sau mâncarea noastră este să facem voia lui, a lui Dumnezeu? Că voia lui Dumnezeu și în Scriptură și în Vechiul Testament, în Levitic 20, spune voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, Doamne ajută! Amin. Pavel la Tesalonicen spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, Doamne ajută! Amin. E cum putem ajunge sfinți? Citind Scriptura, ascultând predica, cuvântul lucrează în viața mea, înmărește credința, îl pun în practică, și Dumnezeu din cer, prin harul Lui, mă sfințește, prin sângele Lui mă curățește, mă umple de Duhul Sfânt, să fie o făptură nouă, Doamne ajută! Ei, dragii mei, haideți să înțelegem că, de fapt, mâncarea noastră este să ne hrănim cu cuvântul vieții, cu pâinea vieții, cu apa cea vie. Și aici găsim scris, în cartea aceasta, că voia Lui este scrisă toată aici, în Ioan. Tot suntem la această Evanghelie, spune cuvântul Domnului la capitolul 6, versetul 29. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, care-i voia lui Dumnezeu, să credem în Domnul Iisus, care-i voia lui Dumnezeu, sfințirea, care-i voia lui Dumnezeu. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit, Doamne ajută! Aceasta trebuie să fie mâncarea noastră. Dacă mâncăm altceva, dacă mâncăm pornografie, dacă mâncăm filme, dacă mâncăm filme creștine, dragii mei, spurcăm cugetul, intră gânduri rele în mintea noastră și ești pe stradă și nu te mai poți abține. Vrei modă, vrei lux, vrei desfrâu, vrei viață imorală, vrei păcat, pentru că cugetul dumneata l-ai pătat, pentru că ai lăsat în mintea ta să intre tot felul de lucruri murdare, preiubiții mei. Haideți să vedem asupra vieții noastre, să avem un cuget, un gând curat, că avem cu Biblie, cu tot, ne îndreptăm spre ea. Doamne, ai milă de noi, că-i vremea să ne pocăim și să începem fiecare în parte la nivel de gând, să ne restricționăm gândurile noastre și cum spune Apostolul Pavel la Corinteni, hai să citim și lucrul acesta, 2 Corinteni, capitolul 10, spune astfel. Căci armele cu care ne luptăm noi, versul 4, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi
turnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și atunci nu mai am în mintea mea gânduri rele, nu mai am în mintea mea gânduri păcătoase, nu mai am în mintea mea gânduri murdare care să mă spurce. Că Scriptura spune, nimic întinat și spurcat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim sfinți! Amin! Ei, dragii mei, frați și surori, e vremea să ne corectăm gândirea. Apostolul Pavel scria Efesenilor, dacă vreți și pentru noi în vremea aceasta, în capitolul 4, versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor. Având mintea întunecată, fiți străiți de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Prin harul lui Dumnezeu nu mai avem o inimă împietrită. Nu mai suntem în necunoștință. Noi cunoaștem că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul nostru și Domn. Slăviți să fie numele! Haideți, dar, să ascultăm de El. Dragii mei, știți ce spune Scriptura în Isaia 66? Citim și cuvintele acestea. Dumnezeu vorbește prin prorocul acesta și spune astfel, cuvinte cunoscute de dumneavoastră. E versul 18. Eu pedepsesc faptele și ce? Și gândurile. Că place, că nu place, Dumnezeu judecă gândurile noastre. Și El ni le va pedepsi. La ziua judecății le pedepsește. Pe vremea lui Noe, cum am citit în Scriptura că erau oamenii, erau plini de răutate și întocmirile gândurilor numai spre rău. Și a judecat Dumnezeu faptele lor de răutate și a judecat Dumnezeu gândurile lor. Și care a fost sancțiunea? A venit potopul. A venit potopul. Și a scăpat doar cel fără pată. Noe, cel fără pată, cel neprihănit, omul care umbla cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă. Amin. Dragii mei, vine din nou ziua de judecată. Când Dumnezeu judecă faptele și acțiunile oamenilor și gândurile. Dar de data aceasta, în urma judecății, nu va mai veni un potop de apă, ci va veni foc. Foc și iarăși foc. Și citim. În cartea Domnului Apostolul Petru prezintă lucrurile acestea și în capitolul 3 spune astfel, în versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păstrate și prin sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiuiți. Pentru ce sunt păstrate? Pentru foc. Citeți versetul 10. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. De ce? Că intră Dumnezeu la judecată. Și judecă Dumnezeu faptele și judecă Dumnezeu gândurile. Și ia atitudine, sancționează, disciplinează cu un foc. Doamne, ai milă de noi! Hai să mai citim și în Apocalipsa. Ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa? În capitolul 7 spune Scriptura, în capitolul 8 spune Scriptura despre cele șapte trâmbițe. Versul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc. Versetul 8. A doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat. Versul 10. A treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o văclie. Trei trâmbițe și numai foc și foc și foc peste pământ. Căci e ziua Domnului de judecată și de pedepsirea oamenilor nelegiuiți și a gândurilor rele pe care oamenii le-au trăit în ele. De aceea, ca biserica Domnului, hai să le punem la, bine la inimă cuvintele acestea. De astăzi încolo fac ca Daniel, mă hotărăsc să nu mai mă spurc la nivel de gândire. Doamne ajută! Știm? Și a șasea trâmbiță. La șasea trâmbiță spune Scripturile următoarele, versul 17. Și iată cum i s-au arătat, capitolul 9, versul 17. Și iată cum i s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa.
ca focul, iacintul și pucioasa. Versul 18. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii. De focul, de fumul și pucioasa care erau ieșa din gurile lor. Și mai jos scrie, și oamenii tot nu s-au pocăit. Astăzi e vremea să ne pocăim. Amin. Pocăiții din vremea aceasta, din secolul 21, din 2016 decembrie, aproape de finele anului, țineți minte, e vremea să ne corectăm gândirea. E vremea să punem strajă gândirii noastre. Cugetul nostru să fie un cuget curat și gândurile noastre să nu mai alerge în toate direcțiile, ci într-o singură direcție, să avem un singur gând, să fim uniți într-un singur gând, ca și Domnul nostru, să ne ajute Domnul aceasta. Timpul zboară repede, dar îmi doresc să luăm atitudine fiecare. Dacă Daniel s-a hotărât să nu se spurce și Dumnezeu l-a ajutat, și noi dacă ne vom hotărâ să nu ne, spurcăm și vom pune capăt gândurilor rele și Domnul va veni și va lucra. Până atunci, căutați pâinea vieții, beți apa cea vie și păziți-vă de păcat. Amin.